Actorii Teatrului de Copii din Ploiești câștigă premii după premii. Ei bine, la Festivalul Național de la Pitești, spectacolul Dragonu a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu, dar și premiul pentru cea mai bună interpretare. Aceste premii au fost obținute de Teatrul pentru Copii Ciufulici la cea de-a șasea ediție a Festivalului Așchiuță din Pitești. Alții au festivalurile de teatru pentru copii, lucru pe care sperăm să-l putem realiza și noi în scurt timp. Dar revenind la acest festival și la premiile obținute de teatrul, de teatrul nostru, spectacolul Dragonul. Un spectacol care nu mai e o surpriză pentru nimeni că este foarte premiat și este considerat la momentul actual cel mai bun spectacol de pe teatru de animație la nivel național, ceea ce nu este un lucru la mâna oricui și nu putem să spunem că nu ne mândrim cu, cu acest fapt. La această ediție s-au obținut din șase premii două. Spectacolul Dragonul este în regia Lilianei Gavrilescu, iar scenografia îi aparține lui Mihai Androne, care este și coordonatorul Teatrului de Copii din Ploiești. Am mai obținut acest premiu la festivalul din, de la Galați, acum doi ani. Acele ce? premii care s-au luat și acum, de mânăire, interpretare, mânăire și scenografie. Despre ce este vorba, practic, în acest spectacol? O poveste japoneză, dar spectacolul în sine este documentat și apropiat foarte mult de teatrul Bunraku, un teatru japonez. Mecanismele popușilor și absolut tot sunt preluate din acest sistem de teatru. Cum primesc copiii acestea. Este un spectacol de imagine, în primul rând, și cu lupte și copiii sunt foarte pasionați de astfel de imagini și... Pentru Mihai Androne, scenografia este o artă. Scenografia în teatru pentru copii înseamnă o artă plastică în mișcare. Adică să dai viață unui obiect, să-l descompui, să-l recompui, nu doar decoruri statice și totul este o animație, o... foarte plăcut să lucrezi într-un teatru de păpuși ca scenograf. O provocare. Da. Anul trecut, spectacolul Peter Pan a obținut premiul pentru cea mai bună scenografie Eugenia Tărășescu-Gianu și premiul special al juriului pentru management cultural Mihaela Rus.